Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi. Declarația mea politică de astăzi se numește Nevoia de demnitate națională. Și spun acest lucru deoarece zilele trecute am asistat cu toții la un nou atac la adresa României din partea ambasadei Federației Ruse la București. Acel articol absolut scandalos, intitulat chiar așa, despre fobiile istorice și geopolitice ale custodelui tronului românesc, un articol în care maestatea sa, custodele coroanei, Margareta României, este atacată, este pur și simplu tratată într-un mod trivial și care excede oricăror limite de comportament diplomatic internațional și folosind un limbaj de-a dreptul peiorativ, specific presei tabloide. După ce a spus o serie de lucruri foarte evidente care țin de componenta NATO în ceea ce înseamnă politica și viziunea românească asupra geografiei politice a lumii, cât și asupra ceea ce înseamnă trecutul dureros pe care Uniunea Sovietică, stat pe care Federația Rusă, din păcate, și-l asumă în calitate de succesor al acestuia, l-a avut asupra României și altor țări din Europa de Est, în perioada comunistă și în perioada aceea ce a însemnat expansiunea sovietică de după al doilea război mondial. Așadar, mi se pare foarte grav faptul că domnul ambasador al Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, își asumă în mod oficial astfel de poziții. Nu este pentru prima dată când vedem o serie de provocări directe exprimate tot în spațiu public de către ambasada Federației Ruse la București. Au existat astfel de provocări și pe teme precum ar fi Basarabia, precum ar fi ocupația sovietică de după 23 august 1944 și precum ar fi tratatul Ribbentrop-Molotov, care a distrus Europa. De aceea consider că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să trateze cu maximă responsabilitate astfel de derapaje și cred că aceste derapaje, care din păcate se repetă și care consider că nu constituie o coincidență, reprezintă pe undeva un balon de încercare al tensionării relațiilor interstatale aici în Europa de Est și pur și simplu o tentativă prin care reprezentanții înalți acreditați ai Federației Ruse la București încearcă să bage bățul prin gard și să pună România într-o lumină proastă. România nu își poate permite să se lase umilită. De asemenea, consider că în baza dreptului internațional și în baza legislației diplomatice în vigoare, statul român are oricând dreptul și argumentele ca în cazul unor astfel de derapaje de la ceea ce înseamnă bunul mers și respectul reciproc în politica internațională, să recurgă inclusiv la măsuri precum ar fi declararea ambasadorului, în speță ambasadorului Federației Ruse, de persona non grata la București. Sunt lucruri evidente și sunt lucruri pe care avem datoria să le tratăm cu maximă de răspundere, cu legalitate și cu respect pentru ceea ce înseamnă demnitatea unei țări. Și dacă tot vorbim de demnitate, aș dori să amintesc că tot bate viscolul tot mai puternic peste Republica Moldova de la o vreme, faptul că recent a existat o manifestare cu caracter anti-românesc, mai precis în satul Olănești din raionul Ștefan Vodă de pe malul Nistrului, un monument realizat de societatea civilă din Basarabia cu sprijinul bisericii și al mediului academic, un monument al grănicerilor români de la Nistru, a fost vandalizat în mod barbar.
monument amplasat legal, subliniez acest lucru. Iată, aceste manifestări parcă nu sunt întâmplătoare și tot mai des ele vin să întregească un tablou al incertitudinii aici, undeva la granița de est a NATO. Nu înainte de a încheia, doresc să amintesc o altă situație tristă pe care România trebuie să o ia în calcul și mă refer la cimitirul românesc din Cernăuți, acolo unde sunt înmormântați mari români, precum Aron Bumnul, Eudoxiu Hurmuzachi, acolo unde își dorm somnul de veci 12 academicieni români, un cimitir lăsat complet în paragină, de care se alege praful, care a fost uitat de toată lumea și pentru care statul român nu a întreprins niciun fel de măsuri în ultimii ani. România trebuie să aibă o politică demnă în raport cu vecinii din Est. România nu trebuie să uite tragedia reprezentată de raptul Basarabiei și Bucovinei și cred că statul român are obligația să nu se mai lase umilit, să nu se lase umilit nici de postările absolut ciudate pe care și le asumă ambasada Federației Ruse la București pe rețelele de socializare, să nu se lase umilit și intimidat nici de presiuni precum această devastare a monumentului de la Olănești de pe malul Nistrului și de forme de intimidare a românilor basarabeni și de asemenea să nu se lase umilit uitându-și memoria, uitându-și morții, trecutul, moșii și strămoșii, precum iată se întâmplă în Bucovina la Cernăuți. Niciodată să ne uităm memoria, să nu ne uităm conștiința și să ținem minte că suntem o națiune puternică, o națiune puternică care are dreptul la respect, care are dreptul la demnitate și care nu își poate permite să fie călcată în picioare așa la nesfârșit. Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov. Vă mulțumesc!